Păi fiți atenți ce am făcut. Noi ne-am săturat de Super Speed cu Lamborghini și ne-am gândit că ne facem cadou câte o mașină. El mi-a tot povestit mie cum taică s-a avut Allseat când era el mic. Uh-huh. Am găsit un Allseat și el l-am luat, frate. Uite-te la el. Starship Enterprise. L-am văzut, da, frumos. Lucrătură frumoasă acolo, da. Și numerele sunt bine de tot. B, Top Gun. Pa! Noi ăștia suntem. Pa! Frumos, frumos. Bă, știi care e treaba? Eu am mers cam în două și Marița, bă, ce? Super confortabilă. Aha. Serios, eu merg cu un GLC, mașină de anduranță, dar suspensia deci, e aproape la fel. Deci au pierdut timpul cu... Au stat pe loc cum ar veni băieții ăștia. Chiar nu știu. Băi, Moro, tu ai mers vreodată cu mașini din astea? În viața mea n-am condus. N-am condus nici Dacia, nici Allseat. Bă, frate. Știi, am mai mers cu Dacia și aș... Cu Allseat n-am mers niciodată. Am auzit numai lucruri bune despre Allseat. Dar eu te cred. Las că eu Dacia, că e forțoasă, e de-a mea. Adică Gun, Arma, Moroșanu... Mă duc în partea asta, la deci eu facem schimbare. Hai aici, gata. Vino la Allseat asta. Uite, cum mergi la fete dacă nu cu Allseat? Adevărat, da, da, pentru că asta e varianta sport, cum ar veni. Sport? Dar că-l fac, bă, bă, dar fiți atenți că ăsta nu e un concurs între Dacia și Allseat. Absolut. Aici este competiție între timpii pe care o să-i scoată toată lumea care vine la noi în emisiune, fie cu Dacia, fie cu Allseat. Avem două borduri separate. Dar voi setați timpul de referință. Păi și putem să rezolvăm și noi frumos să stau și eu în top acolo. Că tot se numește, eu scrie aici top. Băi, Costi, păi e ușor. Tu ești în topul meu tot timpul, frate. Hai să-i dăm drumul. Haide. Hai, tati, hai. Pe unde se intră? Încet. Hai, tati, gata. Încet, hai, frate. Hai, hai să mergem. America. Academia Titi Aur nu e chiar în America. E la Cocani, dar chiar și în acest sat din România, de la 30 de kilometri de București, avem condiții demne de Statele Unite. Nu doar circuit de asfalt, ci și unul de macadam, pe care noi le-am combinat pentru a face un traseu super speed demn de invitații noștri. Practic, Diță și cu Moro sunt cei care au spart gheața de pe mașinile noastre de suflet. Cam slab, tati, cu Marița. Marița este Dacia, așa numele ei, Marița. Am două curbă foarte puternic acum, sunt într-a treia. Tati, bună, Marița. Ia uite-o, pac. Mamă, bobiță. Așa, acum accelerez, tot cu a treia. N-am mai schimbat, tati. Din măcar a doua sau a patra n-am dat, ia uite. Acum intră Marița pe macadam. Ia să vedem cum se comportă. Am dat și în forță. E șmecheră rău, tati. E foarte faină suspensie. Ia uite cum merg cu ea. Mamă! Ia uite-o. Bine, Marițo. Se pare că eu cu Marița mă înțeleg foarte, foarte bine. Uite, am ajuns la final. Cația și nimerea ta, m-a tot transpirațiile, nu mai pot. Bravo, șefule. Fii atent. 2.19.20. Mamă, 2.19.20, tati! Ești bine de tot! Bă, m-a luat transpirațiile să mor! Deci m-a luat Marița asta, tati! Mama. Marița, strong Marița! Bă, nu? Marița asta să mor, dar bine, pe perfect. Macadanul ăla, tu știi ce ușurică era? Ușurică, nu? Da, mă, ziceai că mamă, wow! Deci, ce fac? Încă o dată ce-am mai fi de lăfat. Hai să ne concentrăm. Stai că nu... 3, 2, 1... Asta a fost plecarea după logo. Hipersport, dezalumini. Urcă-n turații, mă, știe. Nu, să nu bagă în revers, că... Ia, tace-ți, mă. Tace-ți, mă, că e așa aici. E bine că are suport lombat. Hai, da, hai. Eu merg mai mult pe instinct, asta e ideea. Dacă îți deschide ușa asta, am mers am... E tris. Bă, dar merge cu ea de zici că nu e a lui. Păi nu e a mea! Au căzut niște chestii sau au intrat pietrele în mașină. Una din două. Nu-ți dai seama, dar oricum e o aventură. Nu-ți dai seama ce se întâmplă foarte clar. Dar e clar că e o aventură. Ia, ia, lovește-mă, lovește-mă. Nu doar că ești top peste Moro. Așa. Ești top cu Allseat.
2 și 14. Nu cred, mă, pe bune? Pe bune, tată. Nu cred, mă, băiatule. Topul top. Nu cred, mă. Da, ești că am transpirat. E călduță mașină. E călduță mașină. De-aia picior de pe accelerație. Nu e, că așa e. A, așa, mai mult de atât s-a blocat. Bine, da. După cum vedeți, Dacia e mai lentă decât Olsitul. Sau, mă rog, această Dacia e mai lentă decât acest Olsit. Bine, măcar că nu e o competiție între mașini, ci între acești timp de referință și ce vor face viitorii invitați Super Speed.